Iubite biserică, ne apropiem de finalul acestei, acestui weekend, care a fost un weekend plin. Poate plin de oboseală, plin de sacrificii, dar dincolo de toate e plin de prezența Domnului. Vreau să vrem să vă mulțumim pentru primire, vrem să vă mulțumim pentru că v-ați rugat pentru noi și vă veți ruga și mai departe. Noi ne vom îndrepta spre casă imediat ce programul se va termina. Vom înopta la Budapesta, dacă Domnul ne ajută, și mâine vom ajunge acasă în familie. Suntem plecați de o săptămână întreagă, Dumnezeu a fost cu noi și credem că va fi cu voi și cu noi și mai departe. În această seară Dumnezeu mi-a pus pe inimă o predică tematică, un păcat despre care foarte, foarte rar se predică. Am auzit o singură predică despre acest păcat în 38 de ani de viață și ei am numit acest păcat păcatul disprețului. Păcatul disprețului. Vedeți, dumneavoastră, în cultul penticostal nu există în statut niciun articol în care păstorilor să le se ceară să pună la disciplină pe cineva pentru dispreț. Sau pentru mândrie, de exemplu, sau alte lucruri, pentru că sunt foarte dificile și delicate aceste aspecte. Ele se întâmplă foarte mult înăuntru omului. De exemplu, un om poate fi smerit pe afară și mândru înăuntru. De exemplu, să zici, batica meu, lung, n-are nimeni în biserica asta. Sau cum mă rog eu, frate, nu se roagă nimeni. El se poate ruga cu putere, cu smerenie, cu lacrimi pe afară, dar în gând, nu gândul gându să gândească. Cea mai periculoasă mândrie, iubiții mei, e mândria smereniei. La fel ca și mândria, acest păcat al disprețului se întâmplă de cele mai multe ori înăuntru și rare ori se întâmplă să-l auzi prin vorbe. Însă este o stare despre care Biblia vorbește și vreau să ne uităm în primul rând ce înseamnă disprețul. Definiția este următoarea, sentiment al celui care ne socotește sau de apreciază pe cineva sau ceva. Atitudine pe care cineva, prin care cineva își manifestă lipsa de stimă sau considerație față de cineva sau de ceva. Se mai numește și desconsiderație. De fapt, disprețul iubiții mei nu înseamnă altceva decât a vedea ceva sau pe cineva fără nicio valoare, fără preț, ieftin. În timp ce pe tine te vezi foarte prețuit, foarte de valoare, Vreau să ne uităm la câteva domenii în care Biblia vorbește despre acest pericol al disprețului. Dacă le vom identifica, ele sunt șapte. La final, vom înțelege unde trebuie să ne ferim de această stare. În primul rând, primul mare pericol al disprețului este disprețul față de cuvântul și acțiunile Lui Dumnezeu. O să citesc mult din Biblie în seara aceasta, numai bine unii poate ne bucurăm că mai prindem să fim la zi. Proverbe 3 cu 11, dacă poți să mă afișez foarte repede versetele. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui. S-ar putea să ai această uh, atitudine a disprețului față de felul în care Dumnezeu te mustră sau te corejează un dirijor a mustrat pe un copil la fanfară, nu vă spun de unde, nu-i la voi aici, și o venit tata la dirijor, acum vreo 20 și ceva de ani în urmă, și s-a luat de dirijor și a zis, tu nu vezi personalitatea din copilul meu, ce valoare are, cum îndrăznesc să te lești de el. Neștiind acest tată, că Dumnezeu mustra și curija printr-un dirijor pe un copil de care vrea să se folosească mai târziu. Evrei 12 cu 5 și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fi. Care e sfatul ăsta? Fiule, nu disprețui pe diapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Iubiții mei, vă dau exemplu pe un mare împărat al Bibliei care a avut această atitudine de dispreț și Biblia îi spune lui David în 2 Samuel 12 cu 9 prin prorocul Latan niște cuvinte foarte grele. Pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului făcând ce este rău înaintea lui? Ai lovit cu sabia pe urie hetitul, ai luat de nevastă pe nevastă sa și pe el ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. Dar cum o disprețui David cuvântul Domnului. Păi cuvântul Domnului spunea clar că n-ai ce să iei nevasta altuia și n-ai ce să baci sabia în vitejii nu? Acum niciodată, o spus lui David, nu se va depărta sabia din casa ta. Iubiții mei, vreau să facem o diferență foarte mare între păcatele care ne sunt iertate și consecințele păcatelor care rămân. Dumnezeu iartă pe un om care fumează, dar nu-i vindecă plămânii, de exemplu. Da? Dumnezeu iartă pe David până la urmă în momentul în care el se căiește, însă consecințele disprețului rămân în familia lui. Mă uit la David, a ajuns David mai târziu să scrie cel mai lung sal din Biblie. Și într-o dimineață m-am pus și am numărat de câte ori apare expresia legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, în Psalm 119 pe care David îl scrie într-un mod special pentru Solomon, așa spun istoricii, ca să-l învețe alfabetul vieții spirituale. Mă uit la un David care ia nevasta altuia, care bagă sabia în urie și peste ani, care ajunge să iubească foarte mult cuvântul Domnului și să-l prețuiască. De 173 de ori, din 176 de versete, David spune, cuvântul tău, legea ta, poruncile tale. Și vă dau doar două situații, psalmul 119 cu 11, un împărat care nu mai disprețuiește cuvântul, ci spune el, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc. Am păcătuit odată, zis David. Am făcut o mare greșeală. Disprețul acesta mi-a adus patru sicrie în casă. Nu vreau să se mai repete asta. Spune el în Psalmul 119 cu 16 Mă desfătez în, orându în, orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Am această întrebare astăzi. Care e atitudinea ta față de Biblie? În România avem 8 Biblii pe cap de locuitor De locuitor. Și totuși avem 85% dintre creștini care nu citesc Biblia absolut deloc. Iubitul meu, ascultă-mă, iartă-mă, dar dacă nu citești cartea asta, înseamnă că o disprețuiești. Ori o iubești, o citești, o împlinești, ori o disprețuiești. N-ați vrea de asta să ne hotărâm să iubim cartea asta. Citeam faptul că într-o țară comunistă au venit câțiva soldați într-o biserică, așa inopinant, dintr-o dată, și o fetiță creștină avea Biblia la ea, iar soldații au luat Biblia, au pus-o în fața clasei, și le-a ordonat tuturor celor prezenți să scui pe Biblia dacă vor să scape. Fiecare membru pe rând a mers, a scuipat pe Biblie și a scăpat cu viață și a plecat afară. La urmă, fetița aceasta a luat Biblia în mână. A șters-o de scuipat de cămașa ei, a sărutat Biblia și a sfârșit împușcată iubitul meu și iubita mea, unii au dus un preț mare ca noi să avem astăzi cuvântul lui Dumnezeu. N-ai vrea de asta să spui, vreau să prețuiesc atât pe Dumnezeu cât și cuvântul lui. Cristi Boariu atât de mult o va iubi pe soția lui, cât timp își face să comunice cu ea, să-i înțeleagă nevoile, să-i înțeleagă frământările și să aibă o relație cu ea. De pace, de bunătate, tu nu poți să-i spui că îl iubești pe Domnul, dar nu ești interesat de ce spune Domnul. Eu prin rugăciune vorbesc cu Dumnezeu și prin cuvânt Dumnezeu vorbește cu mine. Dă-i voie lui Dumnezeu să-ți vorbească în fiecare zi. Deschide cartea asta în fiecare zi și o să vezi cum Dumnezeu va coordona viața ta și o va binecuvânta. Amin. O altă ipostază a disprețului pe care am întâlnit-o în Biblie este disprețul față de lucrarea Duhului Sfânt. Și aici am putea să stăm poate o oră, o oră jumate, mai ales că sunt multe persoane care spun astăzi, avem Biblia și e suficientă, de fapt, de la secolul întâi mai târziu o să cineva, nu cineva, mult, să -ți care zic, nu mai e nevoie nici de proroci, nici de lucrarea Duhului Sfânt, deși Petru spune, doar un singur verset, dacă vrei să-mi pui fapte 2 cu 38, pocăiți-vă, le-a zis Petru. <coughs> Și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi, până la finalul secolului I, veți primi darul Sfântului Dumnezeu. Așa scrie. Nu. E o făgăduință continuă. Următorul verset. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru nepoți numai că deja depășim secolul întâi. Nu. Și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema, Domnul Dumnezeul nostru. Iubiți mei, pe lângă cuvânt, pe lângă Biblie, Biserica Pentecostală a avut un mare avantaj. A pus mare pes pe rugăciune, pe mijlocire, pe darurile Duhului Sfânt. De aceea vine Pavel și ne spune în 1 Tesalonice în 5 cu 20 Nu disprețuiți prorociile. Poate de multe ori ne grăbim să spunem, măi, Domnul n-a vorbit. Eu personal am pățit, când în plen mi s-a tras prorocie și am știut că noi de la Domnul că nu s-a potrivit nimica. Dar asta nu înseamnă că am anulat toate prorocile din viața mea și am spus că Dumnezeu nu lucrează. Dacă există bani fals, ce facem? Scoatem banii real de pe piață? Unii oameni vorbesc din inspirație diabolică, cei mai mulți vorbesc din inspirație personală, din îndrăzneală și cei mai puțin vorbesc de la Domnul. Eu mă rog astăzi la Schalgen să scoată Domnul prorocea lui. Iar pe cei care vorbesc din îndrăzneală, le spun doar atât, a spune așa vorbește Domnul, îi foarte, foarte, foarte riscant dacă Dumnezeu nu a vorbit. Prefer să îți dea Dumnezeu un mesaj pe an și să fie de la el decât 10 sau 20 pe an și să fie de la tine. Biblia spune în 1 Tesalonicen 5 cu 21 cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Ce este bun. Iubiții mei, aveam undeva la cred că 18 ani și spun asta pentru tineri, poate am spus aici cu mulți ani în urmă, Aveam 18 ani și mama mea m-a chemat să mergem la o seară de rugăciune la Biserica că fratele Borlovan Cornel era păstor acolo. La 18 ani aveam unele lucruri de ascuns și nu vreau să mă descopere Domnul. Și m-am pus undeva exact pe ultimul rând. Așa m-am bucurat că până la final nu a fost nicio prologie pentru mine. O venit o soră din Botoșani, o soră care de la bazin în jos era invalidă, stătea pe scaun, nu se putea pleca nici măcar pe genunchi, și eu am crezut că am scăpat. Și mama o zis: mergem și dăm pace cu sora. O știu, mama ce zise, o știu mama ce spune. Și când am dat pace cu ea, am vrut să trag mâna și să plec. Bucuros că nu mi-a zis domnul nimic. Însă femeia aceasta m-a de mână strâns, s-a uitat la mine și a zis: tânărule, dacă vei sta la izvor, îți voi da o rebeca în căsătorie? Iar dacă vei sta la belți, te vei întâlni cu caprele. Iubiții mei, n-am înregistrat pe iPhone, nici nu erau telefoane pe atunci. Mi-a rămas în minte propoziția asta scurtă și parcă m-a mișcat extraordinar de tare. Am plecat în Timișoara, departe de biserica în care am crescut, departe de, de comitete, de păstori, de toți. Facusem câteva greșeli până la vârsta aceea și am plecat la facultate. Și atunci când colegii mă chemau să mergem la un biliard într-un club de noapte, la jocuri de noroc, la fel și fel de distracții spuneau ei nevinovate, că oricum păstorul nu mai e cu noi, nici comitetul. Auzeam o voce în mintea mea. Să nu mă duc la belți, că acolo vin caprele. Să stau la izvor, să stau la cuvânt, să stau în poș, să stau în rugăciune. Știți, noi când citim Biblia, de exemplu, citim despre Iov, noi citim așa uh, ușor despre Iov că știm finalul. Noi citim ușor despre Daniel pentru că știm că o scăpat din groapa cu lei. Oamenii ăștia când erau acolo, ei nu știau finalul. Înțelegeți ce spun? Exact așa era eu în anul întâi de facultate. M-am hotărât în fiecare marți să postez și să mă rog pentru Rebecca. Că știți ce e interesant? Isaac nu s-a întâlnit cu Dalila și nici Samson cu Rebecca. Deci nu poți să fii Samson și să zici, frate păstor, eu vreau Domnul să-mi dea o Rebecca. Măi, dacă vrei o Rebecca, trebuie să fii Isaac. Că Rebecca nu spune de da la Samson. La mușchi. La ceea ce izbește privirea. Trei ani de zile m-am dus la rugăciune. Aproape în fiecare marț, am postit aproape în fiecare marți, cu gândul că Duhul Sfânt mai vorbește și astăzi. M-am ținut de cuvântul acela. Eram, cred că 20, erau vreo 20 de frați bătrâni la o biserică din Timișoara și cred că eram vreo 5 tineri. Am predicat acum de câteva luni în biserica aia. Eram la învon și plângeam. Al treilea stâlp, dacă nu greșesc în dreapta, o fost stâlpul după care m-am ascuns și am plâns vreo 2 ani de zile. Și mă uitam la stâlpul ăla Cine de, de a doi bani pe un tânăr care plânge după un stâlp? Nimeni. Dumnezeu. Dumnezeu. Care vede. Și le spuneam celor de acolo și vă spun și vouă astăzi, Dumnezeu m-a binecuvântat cu Rebecca, cu șapte copii, vine al optulea, mulțumesc și pe voi, Domnul, să vă binecuvânteze, să vă dea copii. Acum, la final, vezi altcumva lucrurile. Iubiții mei, asta am vrut să vă spun, Duhul Sfânt vorbește și astăzi. Și dacă Dumnezeu ți-a vorbit, ține fel de cuvântul pe care Dumnezeu l-a vorbit. E adevărat că la mine așteptarea a fost de doar 3 ani, 4 ani. Până la căsătorie aproape 5 ani. La Avram a fost de 25 de ani. Eu am întâlnit tineri care astăzi le-au vorbit Domnul și peste 3 zile au zis Frate Cristi, nu mai ai un alt proroc, un alt număr. Că mi-e greu să mai aștept. Mă, dar 3 zile nu poți. Iubiți mei, să știți că în timp ce așteptăm promisiunile Domnului, Dumnezeu Pregătește caracterul nostru pentru promisiunile acelea. Pe Avram l-au pregătit 25 de ani, pe Moise 40 de ani, pe Iosif între 10 și 12 ani în închisoare. Mă rog, astăzi să nu disprețuim lucrarea Duhului Sfânt. 3. O, o altă modalitate în care se manifestă acest păcat al disprețului este disprețul față de alte persoane. Și aici trebuie să o luăm pe categorii. Prima cauză prin care disprețul se manifestă față de alte persoane este din cauza poziției sociale. Eclesiastul 9 cu 16. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși, înțelepciunea săracului este <gântări> disprețuită și nimeni nu îl ascultă. Cu cât ai mai puțin bani în buzunar, există șansa în România, în Austria nu cred, să nu te bage nimeni în seamă când spui ceva. Dar Biblia vine și ne spune, oameni buni, valoarea sfatului unui înțelept nu stă în cât are în bancă, ci în cât are în inimă. De aceea, să nu uitați să fim foarte atenți că vom întâlni în viața aceasta oameni neimportanți care ne vor da sfaturi importante. Și s-ar putea să întâlnești oameni foarte importanți care să nici le-ai bătit de tine. Apoi, disprețul acesta între oameni mai apare și din cauza că se văd mai sus prin propria sfințenie, prin propria neprihănire. Ascultați, Luca 18 cu 9. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți. Și ce făceau? Disprețuiau pe ceilalți. Iubiții mei, s-ar putea tu care vii la fiecare program să ajungi să disprețuiești pe altul care nu vine sau tu care faci mai multă milostenie să disprețuiești pe altul care nu se implică. De aceea dați-mi voi să spun ce-o zis Pavel, 1 Corinteni 10 cu 12, cine crede că stă în picioare, să ia seama, să nu cadă. Doamne, ajută-ne la asta. O altă modalitate care am întâlnit-o des în bisericile noastre de dispreț, tot între oameni, este din cauza anumitor zile sau cu privire la mâncare. Roman 14 cu 3. Cine mănâncă, să nu disprezuiască pe cine nu mănâncă. Și cine nu mănâncă, să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Îmi scria cineva recent, vreo câțiva din ăștia mai ultra, ultra pocăiți, zilele trecute, Boariule, noi nu avem Paște! Am zis, mă, după tonul care-l care ai, nu, nu știu dacă ești la nostru, în primul rând, după felul în care vorbea. Ce Paștele nostru, Iisus, o foși ar fi. O să numai filistenii sunt Paștele. Am vrut să zic, dăm te rog, un de milie, unde e filistenii, sunt Paștele. Eu Am zis, știu că nu avem Paște. N-am făcut nicio roșie acasă, n-am luat nici iepuraș. Dar am profitat de zilele acestea să stric cât am putut de la Anvon și pe internet. Hristos a înviat! Nu? Păi, iubiții mei, bun, nu în cum sărbătorește lumea, dar n-am voie să mă bucur că în viața mea Hristos îi viu. Și eu țâmp paștele în fiecare dimineață, vă spun sincer, că în fiecare zi Iisus îi viu în viața mea. Dar de zilele acestea, cu atât mai mult vreau să ies public cu mesajul acesta ca cei care cred că încă lumina vine de la Ierusalim, să știe că lumina vine din cer, nu de la Ierusalim. Doamne, ajută-ne la asta. Am avut de-a face cu astfel de oameni. Toată viața s o legat de mărunțișurile altora și unde s o legat și -o, s o crezut mai sfinți, acolo Dumnezeu i opus pus la examen. Nu dau exemplu de la învon, că să-și înregistrează, dar vreau să vă spun că cu ce măsură măsurăm? Cu aia ne se măsoară. Am văzut oameni care au zis, dar fi aia fata mea, ai ce aș fa, domn cum umblă. Eu da domnului o fată de asta. Să ați știi că -i. acum e ocupat până la 80 de ani. E ocupat. Am văzut astfel de lucruri. Am văzut oameni care de la un vor, numai batic și televizorul de atâtă viața. Și acum la bătrânețe au zis, fraților, trebuie să fie mai îngăduitori. După ce în familia lor au avut niște falimente, cum nu au lumea asta. De ce? că adevărul trebuie spus cu dragoste, nu cu drujba. Fac o paranteză, îl întreabă Domnul Iisus pe un or pe care, de care s au atins, ce vezi? Și orbul zice, văd oamenii ca și niște copaci. Acum dacă fratele Doru mă vede pe mine ca un copac, vine cu drujba la mine, cu toporul, nu? Și au zis Domnul, bine vezi, por la tăiat. Unii numai cu drujba vin la amvon. E așa de mare Biblia asta, ei n-au ce predica, numai să lovească și să taie. O zis domnul, hai mai aproape, ce să mă mai ating o dată de tine. Acum ce vezi? Acum o să-ți văd totul bine. nu? No, domnul să-i ajute. Iubiții mei, să avem mare grijă. Să avem mare grijă, să nu disprețuim nici pentru zile, nici pentru mâncare. Apoi Biblia spune că s-ar putea să ne disprețuim unii pe alții din cauza unor defecte trupești. Eu însumi recunosc public că am căzut în păcatul acesta și mi a cerut iertare. A fost un moment când eram adolescent și îmi băteam joc de sora mea care era bâlbâită. și a venit vremea când primul copil al nostru a început să vorbească. Și s-a bâlbâit luni de zile. Și nu odată am închis ușa la cameră și m-am pus pe genunchi, fără să-i spun soției mele. Și am zis, Doamne, E drept cuvântul din Obadia 1 cu 15 pe care spune cum ai făcut, așa ce se va face. E drept ce scrie în Galateni 6 cu 7 ce seamănă omul, aceea va se cera. Dumnezeu s-a atins și mi-a vindecat fetița și vorbește bine astăzi, dar să știți că umilința disprețului și regretele lui sunt colosale. De aceea mi-am învățat copiii când merg la școală, când merg în societate, niciodată să nu râdă de un om bolnav. Niciodată să nu râdă de cineva care are un handicap. Pentru că vine Pavel și ne spune în Galaten 4 cu 14 N-ați arătat nici dispreț, nici disgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Din potrivă m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu. Unii teologi spun că Pavel ar fi avut ceva probleme exterioare, probabil la ochi. Și au zis, Pavel, a fi putut să râdeți de mine, să nu mă băgați în față la predică, să șușotiți în bancă, bă, bolnavul ăsta vine și îmi e predică. Și au zis, Pavel, dați-mi voie galatenilor să vă apreciez, că nu m-ați desprețuit și n-ați râs de mine. Și lucrul ăsta, au zis Pavel m-a ajutat foarte mult să plec mai departe, să trec mai departe și să depășesc țepușul acesta pe care spunea el la un moment dat Dumnezeu de trei ori m-am rugat și nu vreau să mi îl ia. Vreau să vă spun astăzi că Dumnezeu nu vede pe un om cu boală mai jos decât pe unul sănătos. Nici pe unul care trece prin probleme mai jos decât pe unul care merge bine. Psalmul 22 cu 24, tot ce spun vreau să dovedesc biblic, căci el nici nu disprețuiește nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu își ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către el. Ce mare Domnul! Nu știu prin ce trece astăzi, poate te disprețuiesc oamenii din jur, poate te simți așa mic și neînsemnat. Vreau să spun astăzi, paza pe acest salm, că Dumnezeu nu te disprețuiește. Psalmul 15, 1, cu 17, șerțele plăcute lui Dumnezeu sunt un dus drobit, Dumnezeule. Tu nu disprețuiești? Ce Dumnezeu avem o inimă zdrobită și mâhnită. Așa îndrăzneală îmi da acest verset, că poate oamenii ne disprețuiesc într-un fel sau în altul și să știți că eu nici nu mai îi judec pe ea care ne judecă. Îi spuneam la pe mașină, îmi spunea cineva, ce faie de voi, predicatori, nu mă vă plimbați într-o parte și în alta. Nici nu pot să-i răspund la omul ăsta, că nu, nu știi ce înseamnă să-ți lași șapte zile, familia acasă cu șapte copii și înstăcinată în luna optă. Și dacă nu știe, și dacă nu știe, n-are cum să evalueze lucrul acesta. Ca să nu mai zic, să te ferească Domnul să-ți plece un copil în lume. Cine va spune, mă, mă rog și postez pentru el că a fost mult plecat. Știți ce vă spune? Păi așa asta e treaba, dar a fost plecat. În timp ce alții veneau în față și se pocăiau, poate copiii acelui om erau privați de prezența lui. Oamenii ne vor judeca, să știți, într-un fel sau în altul. Dar avem un Dumnezeu care ne primește. Și judecata lor ne zdrobește, ne face să plecăm capul, rămânem smeriți, e și un lucru bun în asta, și să venim cu lacrimi înaintea Domnului despre care Biblia spune că nu disprețuiește o inimă zdrobită și mâhnită. Mai zic un aspect foarte sensibil, tot între frați există acest dispreț, în relația angajat-angajator, și acum nu o să vă vine să creabeți ce spun, dar e adevărat, de multe ori noi, angajații, ne permitem să ne luăm peste picior cu angajatorul doar pentru că e pocăit. Și vă spun ce îmi spunea un frate patron pocăit. Cel mai puțin sunt respectați de angajații mei pocăiți de la mine din firmă. <laughs> de ce? Mă zice, patron, îmi permit cu el, suntem frați. Biblia ne spune în 1 6 cu 2, cei ce au stăpâni credincioși să nu-i disprețuiască sub cuvânt că sunt frați. Oare câte prevedeți ați auzit despre versetul ăsta sau din versetul ăsta? Uitați! ci să le slujească și mai bine. Îmi spunea un patron de Timișoara Cristii, ori de câte ori evangelizare, rugăciune, îi las cu o oră mai repede să plece. Dacă mă zice așa, ori ajuns că ar vrea cu încă o oră să las mai repede. Tot închin coarda. Pavel vine și ne spune altceva. Dacă sunteți frați, Adică sunteți pocăiți și angajatul și angajatorul. Nu profitați de relația asta ca să vă bateți joc de lucru, să plecați mai repede, să zici, lasă-mă că Domnul a binecuvântat. Are destul, acum numai bani vede, numai lucru. Pavel a zis altceva. auzi ce spune Pavel să le slujească și mai bine tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioși și prea iubiți. Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat. Acum sper la final să nu dea numai patronii pace cu mine, să dea și angajații pace cu mine. Domnul să vă bine cuvintează. În al patrulea rând, iubiții mei, poate să existe dispreț față de autorități. 2 pentru 2 cu 10, mai ales pe cei ce în pofta lor necurmată umblă poftin, trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea. Iubiții mei, să știți că suntem din cei șase mii de ani a istoriei probabil cei mai binecuvântați din punct de vedere al veniturilor pe care le avem. E adevărat că și taxele sunt mari, dar dacă veți studia istoria ultimii două mii de ani, să vedeți câte războaie au fost. De câte ori au luat oamenii de la zero. Să vedeți câte probleme au fost. Poate n-ar trebui să disprețuim stăpânirea, ce ar trebui să facem ce spune 1 Timotei 2 cu 1, vândem înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mișlociri pentru toți oamenii, pentru împărați, pentru toți cei ce sunt înălțați în regătorie ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită. Cu toată Evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun. Și bine primit înaintea lui Dumnezeu. Dar care este scopul rugăciunilor? Următorul verset. Care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Eu vă spun foarte sincer, pe foarte mulți oameni care am auzit că se plâng, PNL-ului vai și amar, PSD-ului nu știu cum, Dragnea nu știu cum. Le-am zis doar atât și n-am mai avut treabă cu ei toată viața. Cât te-ai rugat și ai postit pentru oamenii ăștia. Imediat o schimbat obiectul și o plecat. E foarte ușor să disprețuiești, să vă jocorești. Biblia ne cere să ne rugăm pentru ei. Știți de ce? E foarte greu să disprețuiești pe cineva pentru care te rogi în fiecare zi. Se întâmplă un fenomen. Încep să te uiți la ăla nu ca un hoț, ci ca la, ca la un om pentru care a murit Isus Hristos. Și s-ar putea din cauza mijlocirilor tale, Domnul Iohannis să ajungă într-o zi într-o biserică și să audă o predică și să se pocăiască. Iubiții mei, noi foarte ușor ne comportăm. Uitați aici o grămadă de tineri care s-au născut în familii de pocăieți. Pentru mine e foarte ușor să aud Evanghelia, că am fost dus de mic la fanfară și la orchestră. Dar gândiți-vă că oamenii ăștia din lume pe care noi îi desprețuim și spuși în funcții cheie, n-au avut părinți, n-au avut educația, n-au avut harul acesta al nostru. De aceea Biblia spune: Mijlociți pentru ei și din cauza mijlocirilor voastre, Dumnezeu le va crea ocazii să audă Evanghelia. Doamne, lucrează și în dreptul lor. Mântuiește, Doamne, tot guvernul Austriei și a României. Și mai spun ceva, că îmi spunea cineva alalt ieri pe Facebook. Boariule, lasă-ne cu predicile astea și merg la parlament și predică. Mă dați seama ce iubea parlamentul dacă mă trebuie să le predic lor, știți? Și am răspuns, domnule, Iisus nu a mers la cezar să predice, ci a mers la pescar, pentru că schimbarea nu începe din parlament, ci începe de la omul de rând. De ce? Pentru că omul de rând votează parlamentul, nu parlamentul votează omul de rând. Vom trimite acolo oameni pocăiți dacă vom fi noi majoritatea pocăiți în Austria. Vom trimite oameni integri dacă noi suntem oameni integri. Și dacă avem mincinoși sus sau un oameni neintegri, să nu uitați că au fost votați de popor de rând. Așa că trezirea începe cu mine și cu tine, Doamne, ajută-ne la asta. 5. Un alt mod de a disprețui, l-am văzut în familie, dispreț de la copii la părinți. Și acum vreau copiii să fie foarte atenți, foarte atenți. Și adolescenții și tinerii, Proverbe 15 cu 5, nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său. Dar cine ia seama la mustrare, ajunge înțelept. Iubiții mei, recunosc public, atât am am urât părinții, că nu ne dădea voie să pretenim cu oricine. Mă întreba mai că mi-a în fiecare zi, cu cine ai stat în bancă astăzi? Cu repetentul ăla? Mă, dar tu trebuie să fii olimpic, nu repetent. Unde ce ai pus? În spatele clasei. Mă duce în prima bancă, mă. Nu mai suportam comitet în fiecare seară aveam. Că eram cel mai mare din familie, nouă copii, și au zis, mai că dacă tu e greșit, tot o să Și mă perea de rădăcini au fost în fiecare zi și spirt. Știți? Acum așa o iubesc pe mama și pe tata. Așa le mulțumesc. Iubiții mei, atenție foarte mare, Proverbe 15 cu 20, un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit disprețuiește pe mama sa. Iubiți copii, iubiți adolescenți, iubiți tineri, ne cere Dumnezeu astăzi să nu ne disprețuim părinți. Atâta efort fac părinții noștri. Și acum, eu știu că le spun lor, știți cum a predicat despre relația părinte-copil la un copil? E ca și cum ai vorbit despre boli la un tânăr de 18 ani. Păi și eu nu mă nu știu cum voi v-ați îmbolnăvi voi, a făcut ceva, cred Eu o să fiu până la 80 de ani. Mai vorbim. Mă la copilul meu de acasă, am un băiat pe nume Matias, are un an și jumătate. I-am promis soției de anul trecut începând că ori de câte ori să acasă, eu dorm cu acesta al șaptelea și ea să doarmă separat ca să se poată odinică cu șase și-o distrus somnul și sănătatea mai ales cu băieții care mi-au trezit uh, mereu. Și am zis, uite, acum, ani de zile am spus soției mele că o iubesc și mă întreba, asta e bună la nuntă, dar mere și la biserică, mă întreba, e din inimă te iubesc? -o? Zic, dar de, de unde poți să fii dacă nu e din inimă? Și tot timpul avea dubii că nu e din inimă. Când i-am spus că eu dorm cu ultimul copil, totdeauna când îs acasă, au zis, Nu, ăsta e din inimă, zice. Ăsta e bine. Și Matias ne scoală foarte des... 7-15 ori pe noapte. Iubiții mei, spunea cineva, bunătatea nu lasă cicatrici, de aceea să uite repede. Nu știu, dacă aveți cumva aici, în, 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 Austria, pampers care lasă rană când îl legi, să-mi spuneți că și eu mie de o de euro dau pe el. De ce? Iau unul dată să-i lasă cicatrice la Matia și la 18 ani să-i arăt. Vezi că m-am sculat în noaptea să te schimbă. Dacă ar fi biberon din ăla și care să lase urme, eu l-aș cumpăra, să știți. Numai că nu este. Nu spuneți -mi mie, cum îi demonstrez eu la Matias la 18 ani când îmi spune babacule, Doamne ferește. Dar știu cazuri. Știu cazuri. Babacule, tu nici măcar nu știi să mă pe telefon și îmi spui mie cum să mă îmbrac. Cum îi demonstrez că m-am sculat de 15 ori până la 8 pentru el? Bunătatea nu lasă cicatrici. De aceea se uită repede. Și vă mai spun ceva despre Matias la un an și jumătate, dacă îi spui ceva în timpul zilei, orice mostrare îți spune așa, aci! Puneți voi tu în față, că eu nu îndrăznesc. Taci, zice, taci. Știți cum mă străpunge? Acum că spune la un an și jumătate, taci, e greu, dar să spună la 18 ani. Știți câte mame și tați cunosc plângând de România? Există disprețul ăsta pus de anturaj, pus de păcat în viața multor băieți, a multor fete și aș vrea astăzi la Schalken să trag un semnal de alarmă. La șase ani spune, mami te iubesc, la zece ani, bine mamă, cum spui tu? La șaiești ani, mama este așa de enervantă. La optuși ani, vreau să plec de aici, mamă. La 25 de ani, după ce ne căsătorim și ne vine primul copil, mami, ai avut dreptate? La 30 de ani, vreau să mă mai duc pe la mamă. La 50 de ani, nu vreau să o pierd pe mamă. La 70 de ani, știți ce îmi spuneam? Aș da orice să mai fie părinții cu mine. Iubiții mei, mă rog din toată inima Dumnezeu să binecuvinteze copiii și tinerii și și părinții din biserica voastră. Am văzut copii care cumpăra la părinții crie de mii de euro. Dar în timpul vieții, am dezălinat un telefon. Dar au zis, mă, vine păstorul, vine comitetul să vadă că m-am îngrijit de el. N-are voie mama de a se cu 50.000 de euro. Are, voie, are nevoie să dai un telefon, să o respecti, să o asculți. Că cea mai frumoasă floare nu e în 8 martie, nici astăzi, apropo de ziua mamei, cea mai frumoasă floare se numește ascultare. M-a întrebat cineva, e păcat să dai for 2 martie? Zic, dacă numai 2 martie îi dai, e foarte mare păcat. Dă-i în fiecare zi. Spune, mamei te respecte, te iubesc, te ascult uite-te la mâinile tatălui tău, poate scrăpate, poate smuncite din greu, și respectă-l. Ca să nu cazi în păcatul disprețului, despre care Biblia spune că un om nesocotit disprețuiește învățătura tatălui său. 6. Hai să ne apropiem și de relația de parteneri. Dispreț față de partenerul de viață. Știți că există caz în Biblie pentru asta? 2 Samuel 6 cu 16. Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. Știți continuarea. Toată viața n-a mai putut să aibă copii. Era cea mai mare umilință pentru o femeie în ziua aceea să nu poată avea copii. De la un dispreț, de la o privire. Știți textul mai departe. Iubiții mei, Cristi Boareu și soția nu sunt oameni perfecți. Atunci când ne căsătorim, Dumnezeu nu ne dă ajutorul perfect, ci ne dă ajutorul potrivit. Dacă eram perfect, mă descurcam singur. Pentru că nu sunt perfect, am nevoie de cineva să mă ajute. Noi ne completăm unul pe altul. Vedeți, dumneavoastră, în Proverbe 31 cu 10, Biblia spune, cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Păi pentru aia te-ai căsătorit cu ea, că ai considerat-o că e de preț, nu? Și acum acum vorbești cu ea? Cu ce îi spui? fă gata mază. Nu așa se vorbește. Să știți că nimeni nu divorțează în ziua când se ceartă prima dată. L-am întrebat pe un judecător din România creștin, cum îți permis să divorțez mă omule? Cum, cum ai tu pe o să divorțezi oamenii? Și au zis, frate, n-am divorțat pe nimeni. Mă zic, nu minți, mă omule, că eu știu cazul pe care l ai divorțat. O zis, eu nu m-am ștampit la divorț, eu n-am divorțat pe nimeni. O zis, oamenii care vin la mine cu actele semnate și cu avocați, cu actele completate și cu avocați, îi au divorțat cu ani de zile în urmă. De la un cuvânt, de la o neprețuire, de la un gest, eu divorța financiar, inițial, nu-i treaba ta să știi câți bani am în cont, spunea cineva către soția lui, de la o umilință, și nu mai spun alte lucruri, că nu vreau să fiu negativist astăzi. Dar vreau să vă amintesc că în cântarea cântărilor 8 cu 6, și un gând vreau să am de aici, și apoi mergem și la ultimul punct, pune-mă ca o pecete pe inima ta. Ăsta e singurul tatuaj pe care Biblia ne-l permite. Ca o pecete pe brațul tău. Am văzut la unii o scris la risa pe, 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 biceps, știți? Acum e cu Andreea. nu lasă să se referă Biblia, știți? Nu, 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 nu lasă să se referă Biblia. Auziți, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința mortului. Și acum fiți foarte atenți. Jarul dragostei și flacăra dragostei. Că despre dragoste se vorbește. Când vedeți pe Cristi Boariu cu soția de mână prin Aldi sau prin Lidl, aia e numai flacărea dragostei. Jarul e acasă. Și acum să fiți foarte atenți și vreau să spun un gând pe care l-am primit de la Domnul și l-am spus și el la nuntă, la Viena. De multe ori ținem foarte mult la flacără și uităm de jar. Când vine pastorul în vizită, puiuțul meu, să și roșește soțul, că nu am mai auzit cuvântul ăsta de la căsătorie. Înțelegeți? Iubita mea, draga mea. Parcă și-ar și, și dori soția să mai stea păstorul sau soțul. Mă, nu prieți cu noi 20 de ani și dacă nu că e tare fain cum vorbește cu mine. Iubiții mei, felul în care mă compor cu soția mea când voi nu mă vedeți, aia e jarul. Atenție! Nu flacăra ține jarul, ci jarul ține flacăra. Dacă eu ajung să-i zic ei proastă, eu pot să am flacără mai departe, că și șeminee pe curent cu flacără există, să mă țin de mână, de fața păstorului, dar între noi jarul a început să se stingă. Cele mai grele momente în copilărie, știți când le-am avut? Când îmi spunea taică că mi-o duce până la cazan și bagă pe foc. Mă rugam până la cazan să mai fie jar. De ce? că e mai ușor să pornești focul decât să-l întreții. Dar totuși e mai ușor să-l întreții decât să-l repornești din nou. Foarte mulți oameni nu mai sunt atenți la jar. La discuțiile alea între ei doi, la timpul pe care trebuie să și-l ofere unii altora. I-am spus soției mele zilele trecute, dragă, trebuie să fii conștientă și să fiu și eu conștient. Unul din noi doi Pleacă primul. Și nu cred că are nevoie soția mea să-i cumpăr coroană cu 1000 de euro. Are nevoie să ne prețuim de acum, să ne slujim unul pe altul. Să ne valorificăm unul pe altul. Vă spun o experiență și apoi trec la punctul 7. În urmă cu o lună jumate am trăit o experiență foarte grea. Nu chiar o lună jumate, poate undeva la o lună, trei săptămâni. Am rugat-o pe soția mea să vină cu mine într-o într misiune, într-o evangelizare, deși foarte greu pleacă de acasă, să lase copiii cu altcineva, e foarte greu. Urma să merg într-o familie unde s-a întâmplat o tragedie. În urmă cu un an jumate am predicat la binecuvântarea unui copil. Iar anul trecut în noiembrie, Tatăl mergea cu mașina în față, mama în spate, s-a întâmplat un AVC la volan, 10 zile de comă tata, soția lui 10 zile, 10 nopți, nu a dormit deloc. Și am ajuns cu soția în familia asta, la Alexandra și la cei cinci copii și am spus soției mele, trebuie să vii pentru că uite ce s-a întâmplat aici. Omorit murit soțul ei în noiembrie ce vorbesc eu cu femeia asta și trebuie să mă duc la ea acasă să mănânc, că am predicat la binecuvântarea lor nu pot să mă ridic să ies pe și să plec zic hai cu mine și în timp ce eram acolo cu soția ne povestea Alexandra cum s-a întâmplat totul, vă spun doar o secvență și plec mai departe o zis frate Cristi, 10 zile n-am închis ochii deloc, n-am dormit deloc mi-aș fi dorit să aud un singur cuvânt din partea soțului era în comă, nu știam dacă mă aude, eu îi spuneam cuvinte frumoase la ureche, însă nu mișca nimic. Și mi-a venit un gând, hai să-i spun ceva, ce-am făcut noi 10 ani în fiecare zi. Și zic, ce-ați făcut în fiecare zi cu familia 10 ani? Și au zis, am citit Psalmul 23 în fiecare zi în casa noastră. Și m-am dus la urechea soțului meu, spunea ea, și am început să spun, Domnul este păstorul meu. Și am zis, dacă mă auzi, mișcă un deget de la picior. Și au zis, în timp ce recitam salmul, am văzut cum se chinuia și au început să-și miște degetele la picioare. Am sperat, o zis Alexandra, că Dumnezeu mi-l lasă. 28 de ani, 5 copii și Dumnezeu l-a luat. Și am întrebat-o pe Alexandra în timp ce îmi juram în mine că o să prețuiesc fiecare moment cu soția mea. Am întrebat-o pe Alexandra după ce a plecat el care-i psalmul care îl ai sau mai ai vreun psalm? Și a zis Sfânta cristi tot psalmul 23 a rămas. Dumnezeu care a fost cu mine pe munte, e cu mine și în Valea Umbrei Morți. Era mai aici cu voi mai înainte și mi-a trimis Alexandra o cântare. Mi-a cerut și numărul soției mele de telefon. Și-a zis, Sate moruga mă ruga copii, soțul ei era liderul de închinare în biserică. Și mă ruga copiii să cântăm împreună. O zis, deocamdată numai cu lacrimi putem cânta. Dar o zis, Alexandra, îi mulțumesc Domnului pentru tot prin, pentru tot cuptorul prin care m au trecut și îmi spunea Alexandra la masă eram cu soția lângă mine vreau să-i cresc pe copii ăștia așa de frumos lângă Dumnezeu încât soțul meu când o să mă întâlnesc cu el în cer să fie mândru de mine am plecat de acolo și mi-am dat seama ce har avem să ne avem unul pe altul ar fi atât de tragic să ne mai aruncăm cuvinte, reproșuri și vorbe care să spargă vaza inimii și să o facă cioburi. Iubiți mei, predica asta de astăzi nu are rostul să vă incrimineze, ci să ne facă să ne apreciem unii pe alții mai mult. Așa de ușor ne disprețuim unii pe alții. Și în ultimul rând, am mai întâlnit un fel de dispreț, dispreț față de slujitorii de slujitori. Proverbe 9 cu 7 Cel ce mustră pe un bajocoritor își trage dispreț și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu o masă la restaurant. O, oh, ce fain ar fi! Pătăzi i-aș mustra. Dar nu e așa. Nu e așa. De multe ori, uneori Dumnezeu mustră prin noi. Am pățit și eu nu odată mi-au spus câteva familii, frate Cristi, ne place că ești un frate sincer la predică. Și o venit ziua când o trebuie să fiu sincer cu ei. Nu vă spun ce o ieșit. Gata, a fost o... Știți, I I Irod l-a apreciat pe Ioan cât timp Ioan l-a predicat evreilor. Spune Biblia că l-a ascultat cu plăcere și îi lua parte și l-a Nu vă legați de evanghelistul ăsta că aveți treabă cu garda mea. Și oamenii stăteau, mă, dacă o zis Irod că avem treabă cu el, ascultă. Și într-o zi Ioan se întoarce spre Irod și zice, Irod, am o predică pentru cine? Pentru mine! Nu a zis, zice, care e titlul? Ce n-am nici titl, nici puncte, nici încheiere, nici ilustrație, nimica. Te-am văzut în oraș cu cum n ta, zice. Vreau să spun în partea Domnului ceva. Nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău. Ce-o zis Irod? Domnul să cuvinte a Ioane. Așa Nu. No. Gardă! Legați-l, zice. Și știți istoria mai departe. Ajunge să fie decapitat omul acesta pentru că un împărat a început să disprețuiască mesajul lui Dumnezeu. Ierod avea două variante. Să schimbe viața sau să ucidă mesagerul. Știți ce am observat în bisericile noastre? Pentru că nu ne place mesajul, căutăm ceva de băgat de vină la mesager. Și atunci ne uităm în familia. Mă, hai să găsim ceva la fata lui. Hai să găsim ceva la vreun băiat. Hai să găsim ceva la nevastă. Și apoi venim. El îmi spune mie, mă, dar Să nu uitați. Când face cineva lucrul acesta, are de-a face cu Dumnezeu. De aceea mă rog astăzi Dumnezeu să ne ajute să ne prețuim slujitorii predica asta, nu prea pot să o predic la mine, cum să zic oamenii că cerșez la audie, știți? Dar o predic cu drag la voi și cred că fratele Doru o să mă mai cheme după predica asta. 1 Corinteni 16 cu 17 Mă bucur de venirea lui Ștefana, lui Fortunat și lui Ahaic. Uitați, trei oameni despre care nu prea auzi multe în Biblie. Dar au zis Pavel, ei au împlinit ce lipsea din partea voastră că și mi-au răcorit Duhul meu și al vostru. Să știți, dar să... <sus> să prețuiți. Iubiții mei, eu nu știu, nu știu cum e aici la Austria, că la voi nu prea sunt mormântări, că sunt mulți tineri. La noi sunt multe mormântări, că au rămas bătrâni. Eu vă spun sincer, când moare căci un slujitor, atât te -a laud, de aud, când vine să mor și eu. Mă zic, la cum te laudă ăștia, nu cum pare cu Facebook-ul. Că pe Facebook îmi iau în jurături peste 100 pe zi. Pe zi. Am pus dat un video, pus echipa mea un video că n-ai voie să merg la Antold, deci cred că am primit o mie în două ore, nu mă jurături și blesteme. O trebuie până la urmă să blochez de comentariile. Dacă îmi vezi ce lăudați de slujitorii când mor, pară că vine și ție să mori, știți? Dar totuși te, te gândești că, mă, mă, mai bine să fiu bârfiș în viață decât lăudați și mor, nu? Dar de ce avem cuvinte de preț când moare cineva? Pentru că frate Cristi nu poți să-l că se să mândrește, Auz. Mai eu cred că e așa de, e așa de încât să nu se mândrească și nu are nevoie să-l auzi. Dar știi ce mult contează un mesaj când e ziua lui? Sau un gând. Frate, mă rog pentru tine. Lucrarea de slujire, iubiții mei, implică multă jertfă. Oare ce atitudine vom avea față de cei care se ostenesc între noi? Și nu vorbesc aici doar de păstor. Vorbesc aici de toți care se ostănesc. Tinerii ăștia se bucură ca să audă un amin al bisericii când termine cântarea de fanfară. Pentru că îi iau din timpul lor una, două repetiții pe săptămână. Noi la Betel aveam două repetiții pe săptămână. Dacă mai pui un ceas până acolo și un ceas înapoi și adunat instrumente și tot, îți ore pe săptămână. Știi că aminul tău înseamnă apreciere Știi că îl bate pe un tânăr pe umăr și să-ți spui, Domnul te-a folosit astăzi. Contează mult. Știi că slujitorul ăla pe care tu l disprețuiești, s-ar putea să ai nevoie de el la binecuvântarea copilului. Vezi cum te comporți cu el. Știu caz în România în care l-au făcut cu o și cu oțel la o, țelă, o generală pe un pastor, Dezastru. Și păstorul tăcut. Și au venit nunta fetei lui. Și s-o baza pe nu știu ce invitați, nu a putut să vină niciunul. Și păstorul era pe bancă, că nu l-a chemat să-i facă nunta. Și o trebuie să se smerească în fața să și să meargă la păstor și să zică, poți rog să mă ier și să vii să faci nunta fetei mele. Și păstorul pucăit o merg și o făcut nunta. Mare grijă predestinare nu există în mântuire, predestinare există doar în slujire. El a dat pe unii, apostol, proroci, păstori, dacă ar fi după mine, azi aș pune microfonul roșu, m-aș pune pe ultima bancă, că sătul de bajocuri și de străș și de transpirații și de sacrificii. Dar fac lucrul ăsta pentru că îl iubesc pe cel care m-a chemat la oastre. Ce vreau să spun este că atunci când disprețuiești pe un slujitor, disprețuiești pe cel care l-a făcut slujitor. Dacă apreciez pe un slujitor, îl apreciez pe cel care l-a chemat pe Dumnezeu. Doamne ajută-ne la asta. Iubiții mei, închei spunându-vă că nu vom putea să-i facem pe toți să ne iubească, dar noi trebuie să iubim pe toți. Isaia 43 cu 4, să învățăm de la Iisus. Auziți ce frumos cuvânt? De aceea pentru că ai preț în ochii mei. Pentru că ești, unii stau și mă gândesc, Doamne, de ce mai ai chemat pe mine? N-am niciun pastor în familie, n-am niciun proroc în familie, n-am pe nimeni la filială, n-am pe nimeni... Iubiții mei, de ce aveți preț în ochii Lui? Auziți, că ești prețuit și te iubească. Dar ce l-a făcut pe Dumnezeu să mă iubească? Că în câțiva ani, când murim, suntem o mână de oasă. Atât. Da oameni pentru tine. Mă uit la colegii mei de clasă și mă uit, nu de sus. Mă uit, mă uit așa cu recunoștință față de Dumnezeu. Mulți dintre ei sunt divorțați, sunt droguri, sunt băutură. Și zic, Doamne, de ce de mine ai mil? Și lucrul ăsta mă face să mă smerez mai mult. Au zis, dau popoare pentru viața ta. Îi mulțumesc Domnului că avem preț în ochii lui. Îi mulțumesc dar aș vrea atitudinea Domnului să o am și eu. Și să-i prețuiesc pe toți cei de lângă mine. Vă spun ce mi s-a întâmplat în urmă cu vreo patru ani și cântăm o cântare cu Manu și ne rugăm și plecăm apoi. Era data de 5 noiembrie, cred că 2019, dacă nu greșesc, sau 2020. Venisem din oraș, numai ce am parcat, descălcam cumpărăturile și văd la mine la poartă, eu stau undeva așa la țară, nu prea știu mult adresa mea, stau așa un pic mai izolat acolo și nu mă, văd pe, nu mă văd la poarta mea un bărbat de vreo 42 de ani cu un nepot de-a lui de 11 ani. Bă, zic, dar cine le-a da pe adresa la oamenii ăștia? Acum, nu erau cu Q7, să nu cumva să Erau pe jos, băiatul avea păr de animale pe el. M-am iritat un pic. Păi numai ce m-au oprit doi cercetori în oraș, că m-au recunoscut pe, pe TikTok, știți? E bine să te cunoască nimeni, să știți. E bine e numai Domnul să te cunoască. Și mi-am cerut ceva și ai predicat, vezi că știu ce au predicat, te-am văzut ce ai predicat, să ajuns pe cei săraci, noi suntem săraci, să ce. Mă zic, nu, nu numai că n-am scăpat doi, acum mai am, am și doi la poartă. Ia uite. M-am uitat așa ciudat la ei. Nici măcar nu m-au sunat, că așa e frumos, anunț, nu? Să anunț mă grăbeam și la lucru, am zis că le dau ceva să nu plece cu mâna goală și o să plece. Mă scap de ei rapid. Intru în casă, zic, dragă mea, pune ceva acolo, vezi ceva ce nu ne mai trebuie. Și am mers cu plasa repede și le-am dat-o, am zis, domnul cu voi. Am pus mâna pe poartă, am vrut să o închid. Simțeam că inima mea nu e în păcat. și că eram la un pas să cad în păcatul disprețului. Mă uitam așa de sus la ei. La care copilul de 11 ani zice, nenea, pot să vă cânt o cântare. Bă, zic, și de cântare. Acum mai face și evanghelizare la pastor acasă. Deci asta am nevoie acum de cântări. M-am uitat așa, mirat. Eu am calculat repede, băi, 5 noiembrie, sper că nu vii cu colindă și deja de, cu două lumea de vreme. mai vor și mai la urmă. Mă trezesc când și de plasă înapoi că vor euro. Asta erau gândurile pe care diavolul mi le punea în minte. Și copilul începe și cântă. Auziți ce bun cântat. Sufletul în mine plânge când se varsă sau o sânge. Sângele ce s-a vărsat pentru al meu și al tău păcat. A, cum mă aș duce până la cruce să-i văd coroana lui, să-i văd eu spinii ce i-au pus pe gând în timp ce cântau, iubiții mei, vă spun aici Domnului, să uitat direct în ochii mei. Am început să mă topesc. Dacă era acolo un buncăr, mă băcam în buncăr. Mi-o fă de mine. mi au adus aminte acel copil de unul care o sta pe cruce și nu o disprețui pe nimeni. La final au zis, frate Cristi, noi cu familia vă ascultăm pe internet. Așa, când mai prindem telefonul, când mai prindem... Zice, v-am făcut și un pix cu numele dumneavoastră, zice. În momentul ăla m-a fost atât de rușine de mine. Băi, oamenii ăștia nu vin să-mi ceară nimic, mă. Au venit pe jos de nu știu ce s-a în județul doar să ne zică vă apreciăm. Și eu am vrut să mă scap de ei ca și cum erau ultimii gunoieri sau care, ca și cum ar căuta pe în containă. I-am băgat în comanda pizza și nu mai știu ce am făcut pentru ei, numai să mă scap un pic de atâta rușinea aia care era pe ăsta M-am făcut vulnerabil astăzi. Dar sunt sigur că și voi ați pățit din asta. Aș vrea să cântăm împreună cu Manu, apoi să ne rugăm și să stăm înainte Domnului și să ne cerem iertare nu pentru fumat, nu pentru băut, că din asta nu mai facem de mulți ani. Pentru micile disprețuri. Să ne prețuim mai mult unii pe alții, să ne încurajăm unii pe alții și să nu uităm. Ori voi o să veniți la mormântarea mea, ori eu o să vin la voastră. În viață venim pe rând și plecăm pe sărit. Vreme a trecut, Haideți să ne ridicăm cât în picioare. Stăm înaintea Domnului. Noapte și zi între drum și popa.